în acest context și domnului Benone Sinulescu. Nea Beni, Dumnezeu să ne ierte. Cu dor și drag, dar preferam să ne întâlnim cu altă, cu totul altă, într-o altă ocazie. Pentru că ne-a lăsat, cum să zic, pe mine personal m-a lăsat pur și simplu, pe ce așa sunt interpret de cântec popular, m-a lăsat mort când am auzit și de-a doua mare actriță. Am niște amintiri superbe cu ele. N-am să le uit niciodată. Am iubit-o până foarte mult pe Stella Popescu. Am făcut turnee nenumărate atât în țară cât și în America. Am fost de câteva ori cu ea. Ceream păreri, îmi cerea păreri. Cântam o piesă care era scrisă, textul era scris de Puiu Maximilian, de soțul ei, și ea vrea neapărat să o cânte și ea, și mă sună într-una din zile și zice, dă-mi și mie textul de la Romanța Ionică. Zic, păi mă, mi-a scris-o Puiu ție și tu, n-am găsit-o firara naibii, i-am dat-o, bineînțeles, bucurie mare a fost și am invitat-o la într-o emisiune de ziua mea și a venit cu multă plăcere și zic, Stella, știi că atunci ai plâns când ți-am cântat Romanța Ionică, zic, acum ai să plângi mai tare. Mă, n-o să mai plâng. V-a plâns. Iar Cristina a prezentat, eu poate că am adus pe lume, adică pe lumea noastră, spectacolele astea omagiale. Acum am început cu 55 de ani, 60, 65, 70, tot am făcut spectacole și nelipsit a fost nici și Stella și prietena noastră comună și mare actriță Cristina, chiar mi-a prezentat un concert întreg la Sala Palatului. Vorbesc mai greu că sunt și răcit, sunt și vai de capul meu și dărâmat în urma acestor negre evenimente care pur și simplu, nu știu, sper să dea bunul Dumnezeu să treacă, dar am noroc că mâine plec în Italia și poate așa mai uitați. Mai bine și mai dumneavoastră plecați în Italia, Teatrul de Revistă pleacă în Spania. Noi rămânem aici pentru că vă dați seama, mâine, într-o zi care pentru Antena 1 înseamnă 24 de ani de existență, Cristina Stamate, care a făcut atât de multe emisiuni de divertisment și atât de multe revelioane la acest post de televiziune și nu doar la Antena 1, ci la tot ce înseamnă trustul Antena Group, mâine Cristina Stamate este dusă pe ultimul drum și este îngrozitoare. O coincidență. Da, e fatidică stranie. Coincidența asta. Așa stranie este. Coincidență. Așa este, nu stranie, se poate, îngrozitoare. Parcă prea crud a fost pentru noi, nu numai pentru ei, pentru noi. În general, că am pierdut două mari actrițe. Așa este. Nea Beni, da. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Te pup, Mirela. Și vă doresc sănătate multă. Sănătate multă și vă aștept. Tot, tot așa că faci lucruri minunate. Mulțumim. Și sunt mândru că am fost colegi de trust. Mulțumesc, Nea Beni. Sănătate multă. Mulțumesc mult. Dragul.